Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este ceva uluitor. La ieșirea din spital l-au arestat și asta mi-a tras atenția. Omul pe nume Ion Aurel Covaci a provocat un accident la un moment dat la finalul lunii august și a avut nevoie de îngrijiri medicale, a fost internat și arestat când s-a îndrăvenit. Și mi s-a părut ciudat că nu prea se arestează în cazuri de acest gen, se judecă în libertate. După care am dat peste detalii și vă spun, este un caz absolutamente uluitor, care cred că ar trebui să ducă cel puțin la o anchetă CSM. Deci, când a produs accidentul din august, acest domn, accident în urma căruia a murit un om, deci a ucis un om, de fapt, și a rănit alte 7 persoane, printre care și 3 copii, domnul acesta tocmai primise cu doar 3 luni înainte o condamnare cu suspendare într-un dosar în care a fost găsit vinovat de, țineți-vă bine, 11 fapte de conducere fără permis, 11 fapte de furt calificat și o faptă de conducere a unui vehicul cu număr fals de matriculare. Condamnat, deci luna mai, cu suspendare de judecătoria Cluj-Napoca. Totul e legat de 11, era as, nu? Da. Bun. Și era profesionist. Da. Nu, deci, acum trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Nu vă imaginați că a fost tras pe dreapta de 11 ori și de 11 ori s-a constatat că n-are permis să s-au făcut 11 dosare. Că asta e infracțiune. Și el s-a dus la furat, furt calificat, da? Cu un complice, mă rog, e în dosar, și cu numere false la un moment dat, de 11 ori, cu mașina, conducând mașina la furat fără permis. Ceea ce tot asta înseamnă. Dar e chiar mai grav, că n-a ieșit cu mașina să se plimbe pe stradă, prin stradă din spatele casei, ci s-a dus la furat pe drumurile publice de 11 ori. La serviciu, cum ar veni cei. Bun, dar serios vorbim, deci cum e posibil așa ceva? Potrivit ziarului local InfoHuedin, cazierul acestui domn ocupă 2 pagini din dosar, trecutul infracțional e bine cunoscut în zonă, prins, trimis în judecat, a fost lăsat să plece, deși a fost găsit vinovat de, cum spuneam, 11 furturi calificate și tot atâtea fapte de conducere fără permis. El a spus judecătoarei, a cerut clemență pentru, sau judecătorului, nu știu exact, a cerut clemență pentru că are 3 copii acasă, de pentru care judecătorul i-a dat drumul ca să aibă grijă de cei 3 copii și ăsta a băgat în spital 3 copii și a omorât un om. Deci bravo, domnule sau doamnă judecător. Bine judecat. Deci i-am dat drumul ca să-și crească copiii și ăla ce a făcut? S-a dus și i-a băgat în spital și a omorât pe alții. Și de altfel, oricum, neimpresionat de clemența instanței, în iunie domnul Covaci transmitea live pe Facebook cum șofează cu viteză mare, tot fără permis, pe drumurile din Cluj. Filmarea este, se vede, primește mesaj, e live cu poporul. Și chiar culmea, acolo este tras pe dreapta de un polițist, se vede în filmare, dar care renunță să-l mai controleze, nu știm de ce. Îl trage pe dreapta, stă 10-20 de secunde, pe care îi face semn, mergi mai departe. Poate că-l știa și asta ar fi de investigat. Bun, deci în luna august, evident tot fără permis, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens, a zdrobit un alt autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 45 de ani din Bihor. 8 persoane au rămas încarcerate în cele 2 autovehicule, printre care și 3 minori, cum spuneam. Un pasager din mașina lui Covaci a murit. Covaci, chiar dacă rănit, a reușit să iasă și să o șteargă de la locul accidentului, fiind prins la vreo 20 de km distanță și a fost arestat acum câteva zile, cum spuneam. Dar, vă rog, gândiți-vă încă o dată la această situație năucitoare. Ce spune asta despre sistemul legal și despre justiția din România? 11 furturi calificate, 11 fapte de conducere fără permis, plus una cu numere de matriculare falsificate și judecătorii de la Cluj îl lasă liber. Deci ceva pute de la Cluj până la București, la CSM, aș zice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.